După votul din plen, legea bugetului de stat pe anul 2019 va fi retrimisă din nou președintelui Klaus Iohannis. Vicepreședintele Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților, olteanul Marius Iancu, speră ca proiectele de investiții atât de necesare în domenii cum ar fi transporturile, sănătatea, educația sau dezvoltarea locală să nu mai fie blocate din cauza președintelui. Legea bugetului a trecut astăzi de comisie, mi-a fost respinsă cererea președintelui de reexaminare, iar bugetul rămâne în forma în care a fost votat inițial. Eu voi participa în continuare așa, ca și până acum, la lucrurile comisiei. Voi fi de acord și voi vota proiectele de legi care sunt în interesul cetățenilor, indiferent dacă acestea vin și din partea opoziției. Referindu-se la nominalizarea și votul pe care i l-au acordat membrii Comisiei pentru Buget, Marius Iancu a declarat că este onorat de încrederea lor și că împreună vor continua să dea rapoarte pozitive tuturor proiectelor care presupun implementarea măsurilor ce vor duce la creștere economică și la un trai mai bun al românilor.